Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefania Istrate, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu! Dragilor, ne-am întâlnit pentru clipul nostru preferat și anume ce cărți am citit în ultima vreme, unde voi discuta despre cărțile pe care le-am citit în luna octombrie. Și înainte de toate, probabil că o să fie unul dintre cele mai scurte ce am citit în ultima vreme. Nu pentru că nu aș fi citit destul de multe cărți. Am să le număr. 2, 4, 6, 7. Și cu 6 face și voi socoteala. 13 cărți. Într-adevăr, este un număr foarte mare, dar nu voi vorbi despre toate pentru că majoritatea dintre ele fac parte din seria Millennium, 7 mai exact, și deja am murit din vlog de 2 ore, așa că nu mai are rost să o iau de la capăt, însă voi menționa câteva idei despre ultima carte ce a apărut anul acesta la noi. Până atunci, haideți să o luăm așa ușor-ușor și să vă povestesc despre cărțile pe care am reușit eu să le citesc în afara acelei perioade de 3 săptămâni în care m-am concentrat aproape doar pe seria Millennium. Și voi începe cu Yellow Face de Rebecca F. Kuang, pentru că știu că la ultimul ce am citit în ultima vreme, atunci când ne-am întâlnit în live, pentru că aveam probleme cu comentariile, am spus că încă nu o să vorbesc despre ea, urmând să apară un read din vlog și, doamne, deci mi se pare că sunt atât de asortată. Superb! Este într-adevăr o copertă care mie îmi place foarte, foarte mult. Știți că am reading vlog pentru multe dintre aceste cărți, de altfel voi avea reading vlog, mai puțin pentru cele pe care le-am citit în ultimele zile, în speranța să mai adaug câteva pentru acest clip, care de altfel este unul dintre clipurile voastre preferate, așa că nu vreau să vă dezamăgesc. Dacă nu ați urmărit acel reading vlog, să știți că mi-a plăcut foarte, foarte mult cartea, fiind vorba în special despre condiția scriitorului modern, dar sunt integrate multe, multe alte teme importante, cum ar fi rasismul inversat, multe probleme morale pe care ni le punem, un personaj mai greu de suportat, dar care de altfel mie mi s-a părut extraordinar și mi-a și plăcut de ea. Mi se pare foarte, foarte ciudat, nu mă așteptam la chestia asta sub nicio formă. Eu, insistând să-mi cumpăr cartea într-o perioadă în care nu mi-am mai luat nicio carte, tocmai pentru că auzisem de acest personaj și știți cât de mult îmi place să mă enervez pe anumite personaje atunci când vine vorba despre cărți, bineînțeles. Și aici ne întâlnim cu Juniper. Este vorba despre o tânără, suntem în Statele Unite ale Americii, în prezent, o tânără care își dorește foarte, foarte tare să fie scriitoare, autoare. Publicase un roman care avusese un mic succes, să spunem, dar apoi nu a reușit să-și găsească muza. În schimb, în totală antiteză cu ea, o avem pe Athena Liu, cred că o chema, da, o tânără autoare de aceeași vârstă care era pe val. Era foarte cunoscută, avea deja multe romane publicate, era foarte apreciată, luase deja premii și bineînțeles că aceasta Athena reprezenta practic competiția ei. Și o și cunoștea pentru că fuseseră parcă ceva colege la facultate. Cert este că s-au întâlnit într-o zi, au mers la ceva cocktailuri, s-au întors la casa Atenei și acolo ea, Athena, a avut parte de o moarte tragică și, mă rog, destul de stupidă, dar să spunem că a murit. În timp ce încerca să o salveze, pentru că a încercat să o salveze Juniper, nu s-a bucurat neapărat de moartea ei, i-a găsit un manuscris și l-a furat. L-a pus în ghiozdan, nu neapărat în ideea de a-l folosi, a trecut o perioadă până când a început să citească această carte și a dat seama că este extraordinară și făcând anumite schimbări, intervenind, și l-a însușit. Și l-a publicat sub numele ei, nu neapărat numele ei real, pentru că a avut parte de o echipă de marketing extraordinară, iar aici contează foarte tare, iată, și echipa de marketing, de PR, au încercat să o facă și pe ea să pară chinezoaică, deși nu era, era caucaziană 100%.
Și intervin, așa cum am spus, foarte multe discuții despre rasă, despre modul în care sunt tratați oamenii, despre ce e la modă și multe, multe alte subiecte. Și mie mi-a plăcut foarte mult, mai ales că Juniper s-a dus foarte, dar foarte departe cu chestia asta. Într-adevăr, finalul, am să spun, nu cred că este spoiler, că este semi-deschis, dar nu m-a deranjat nici chestia asta pentru că mi-a făcut foarte mare plăcere să citesc cartea. Eu am această variantă, este în engleză, sper să se traducă foarte curând și la noi pentru cei care nu vor să o citească în engleză, pentru că merită. Următoarea carte, ce am mai citit? Ok. Următoarea carte de pe lista mea este o carte absolut superbă pe care am primit-o la căsuța poștală. Am fost contactată pe Instagram de fiica autoarei. Este vorba despre Aglaia Avădănii, de Emilia Plugaru. Fiica autoarei care mi-a povestit despre cartea mamei sale și mi-a trimis-o la căsuța poștală. Mulțumesc mult, mult de tot. Vreau să vă spun că mi-a făcut foarte, foarte mare plăcere să descoper această carte și vă recomand să o citiți. Pentru că ne prezintă viața într-un sat din Republica Moldova pe nume Vâlcele și prezintă, bineînțeles, întreaga comunitate. Avem un personaj absolut extraordinar și anume pe Aglaia, pe care efectiv îți vine să o pui pe rană. O femeie de o bunătate și o blândețe n-am mai descoperit de foarte mult timp. Este o carte care nu se concentrează neapărat nici pe comunism, însă pune în dezbatere modul în care orice fel de formațiune politică afectează viața omului simplu, de la țară. Și nu numai, bineînțeles, pentru că ce se întâmplă aici se întâmplă într-un fel sau altul în continuare. Singurii care suferă cel mai mult pentru schimbările astea idiote sunt doar oamenii de rând, oamenii normali. Și de asemenea descoperim asta doar ca punct de vedere politic și o să închei acest subiect foarte repede, descoperim că statul ne vrea săraci, pentru că fiind săraci suntem ușor de manipulat. Și de asemenea chestia asta, din păcate, este valabilă și în realitate. Dar să revenim la poveste. Cred că povestea începe undeva în anii, am uitat, în anii 60, 50, ceva de genul acesta, în anii 50-60, nu mai știu, îmi pare rău. Am citit-o la începutul lunii și mi se pare că a trecut o veșnicie de atunci, sincer. Așa, și o aflăm despre Aglaia. Aglaia a rămas orfană de mică, a trebuit să se descurce și a făcut chestia asta. A muncit, s-a zbătut foarte, foarte tare, s-a și îndrăgostit, s-a și căsătorit și a făcut și 5 copii. Dar, din păcate, viața nu a fost foarte blândă cu ea, pentru că nu doar că a rămas fără soț și că a fost părăsită dintr-o dată, ci a trebuit să se descurce cu 5 copii mici. Erau foarte mici, cred că cea mai mică avea undeva la un an atunci când soțul ei i-a părăsit pe toți. O să descoperiți și voi pe acel personaj îngrozitor, îngrozitor, sincer. Și aflăm astfel povestea ei și a fiecărui copil și mergem mai departe până și la nepoții ei. Și pot să vă spun că atât de mult m-a înduioșat acest personaj prin iubirea ei pentru copii, prin înțelepciunea ei, prin puritatea și curățenia sufletului ei. Bineînțeles că și satul este un personaj important și pentru oamenii care au copilărit măcar în zona rurală, este o lectură nostalgică. Aia nu a fost acaparată de comunism, nu a vrut să intre în partid. Aglaia a insistat că limba oficială este limba românească, nu altă limbă, în Republica Moldova. Și sunt multe, multe alte lucruri pe care le învățăm despre modul ei foarte corect de a vedea lucrurile de obicei. Și v-am spus, chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult
și am să cer mai multe informații înainte să postez clipul și o să vă las în descriere un link sau locul de unde puteți să vă comandați cartea în cazul în care vreți să o citiți. Un alt reading vlog pe care îl veți găsi este Reușesc să descoper misterul acestui thriller, în care am citit această carte. Asta e povestea noastră, de Ashley Elston. Este vorba despre un thriller romantic cu adolescenți, care mie mi s-a părut foarte interesant, deși să spunem m-am prins în cazul în care n-ați văzut clipul, chiar vă îndemn să-l vedeți pentru că a fost foarte interesantă lectura și procesul meu de gândire. M-am răzgândit de un miliard de ori și până la urmă mi-am dat seama de ce s-a întâmplat până la final. Suntem într-un mic oraș sudist american, este o zonă care mie îmi place foarte mult, iar tânăra Kate, erau cu toții la liceu, lucrează alături de unul dintre procurorii orașului la un caz destul de ciudat care s-a întâmplat la ei în oraș. Unul dintre cei 5 prieteni pe nume Grant, erau cu toții băieți frumoși de bangata, a fost găsit împușcat în pădure ca un accident de vânătoare. Pușca cu care a fost împușcat îi aparținea. Cei 4 băieți rămași în viață au avut cu toții aceeași poveste despre tot ce s-a întâmplat, iar Kate, fiind implicată emoțional, a încercat și ea să afle mai multe informații despre ce s-a întâmplat atunci. Bineînțeles că ies multe secrete la iveală și chiar mi s-a părut foarte, foarte interesant, dar nu mai zic nimic în cazul în care vreți să vedeți reading vlogul. Reading vlog am și pentru această carte, chiar ultimul clip de pe canal, este vorba despre Prietenul de Sigrid Nunez. Este o poveste foarte interesantă, nu neapărat emoționantă în acel sens al cuvântului. Sunt tratate teme foarte grele, foarte greu de suportat, asta fiind și o avertizare, un trigger warning, pentru că se discută despre sinucidere, despre doliu și este vorba despre această autoare. Sunt foarte multe personaje care nu au nume în această carte. E vorba despre o autoare destul de în vârstă, care, după ce prietenul ei cel mai bun de 30 de ani, tot un autor și profesor la universitate ca și ea, se sinucide. Iar soția acestuia o roagă să aibă grijă de câinele lui, un mastiv german, marele danez, pe nume Apollo, pentru că ea nu putea să-l țină, bla bla bla. Și deși era cât pe ce să fie evacuată din clădirea unde stătea cu chirie, această autoare îl acceptă pe Apollo și mai mult de atât, bineînțeles că îl îndrăgește foarte tare, îi se schimbă viața fiind nevoită să aibă grijă de el și aflăm mai multe și despre relația ei cu acest autor, prietenul ei. Așa, mi s-a oprit camera și nu mai știu exact ce spuneam, cred că vorbeam despre prietenul și spuneam că vedem cum se confruntă autoarea cu toate aceste situații noi din viața ei. Au fost și momente în care am râs, au fost și momente în care m-am emoționat, dar nu neapărat din cauza câinelui, ci pentru că a trecut ea prin niște momente destul de grele. A fost o lectură foarte interesantă care s-a citit foarte repede. Mai departe, să vorbesc în continuare despre cărțile pe care deja le-ați mai văzut. Aș vrea să menționez rapid Fata din Ghearele Vulturului de Karin Smirnov, a 7-a parte din seria Millennium, deja al 3-lea autor. Știu că dacă ați văzut clipul de 2 ore, știți deja foarte multe informații, dar vreau doar să spun că sunt impresionată până acum de această autoare. Sunt convinsă că este doar o carte care va face legătura cu următoarele povești, pentru că nu este ușor să preiei deja de la 2 autori câteva personaje și să încerci să faci să creezi ceva în jurul acestora. Suntem mulți ani mai târziu, Lisbeth este matură, am uitat să spun atunci că merge la psiholog, că este coproprietara firmei de securitate la care a lucrat ea când era mult mai tânără și de la care a început totul, Milton Security, alături de Armansky. Și iată, evoluează, încearcă să se schimbe, încearcă să facă ceva schimbări în viața ei. Michel nu este neapărat fericit în această perioadă și el a îmbătrânit, este deja bunic și acțiunea cărții nu mai are loc în Stockholm de data aceasta, suntem undeva în nordul țării,
într-o regiune din care provine autoarea. Și bineînțeles că discutăm de asemenea despre problemele sociopolitice ale Suediei, de data aceasta fiind vorba despre poluare, despre energia verde, despre modul în care mulți se folosesc de acest pretext pentru a câștiga bani. Mi-a plăcut cum a portretizat personajele, mult mai mult decât David Lagercrantz, care n-am înțeles-o deloc pe Lisbeth Salander din punctul meu de vedere. Și am foarte, foarte mari speranțe că Lisbeth o să facă lucruri mișto și în următoarele cărți. Sunt convinsă că vor exista măcar încă două cărți. Aici descoperă că este mătușă, deși are mulți frați și surori împrăștiați în Europa. O cunoaște pe Svala, o tânără de 13 ani, este fiica lui Roland Niedermann, cu care noi ne-am întâlnit. Este de asemenea o fată foarte, foarte inteligentă, care îi plăcea mult matematica și îi plăcea să descuie lacăte. Și se pricepea foarte bine la asta. M-am temut ca autoarea să n-o facă pe Lisbeth foarte maternă și din fericire nu s-a întâmplat chestia asta. Dar interacțiunea dintre ele a fost destul de interesantă. Mi se pare fascinant că o întâlnim pe Lisbeth, așa cum am spus, la o vârstă în care se liniștește, se maturizează și sunt foarte, foarte curioasă cu ce fel de oameni răi se va întâlni pe viitor, pentru că deja am făcut cunoștință cu un anume personaj care ar putea să preia moștenirea lui Zalacenco și să ducă mai departe acest personaj negativ, cumva întruchipat, într-o construcție mult mai modernă. Vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, dar eu sunt foarte emoționată și nu-mi vine să cred că încă mulg autorii povestea lui Stieg Larsson. Într-un fel e bine, mai ales dacă mă mulțumește pe mine povestea. Acum haideți să ajungem la o altă carte despre care am vorbit foarte, foarte scurt în timpul reading vlogului. Este vorba despre această carte de proză scurtă, Manual pentru femei de serviciu, de Lucia Berlin. O să vă mărturisesc că mai am câteva povești de citit, dar sigur că sunt în același ton și deja mi-am făcut o părere despre carte. Este vorba despre această autoare extraordinară care a avut o copilărie și o viață foarte interesantă. S-a născut în Alaska, s-a mutat de foarte multe ori în copilărie alături de părinții ei, a locuit o bună perioadă de timp într-un stat sudist unde rasismul era în floare și alături de bunicii ei, bunicul ei era dentist, de-a lungul vieții s-a căsătorit de 3 ori, are 4 fii, mă rog, a avut 4 fii pentru că a murit. În viața ei a făcut foarte multe lucruri. A fost asistentă medicală, a fost menajeră, a avut foarte multe probleme cu alcoolul și ea și mulți alți membri ai familiei ei. Și iată că ne povestește câteva întâmplări autobiografice, din ce-mi dau eu seama, care sunt foarte interesante pe un ton deloc melodramatic, ci din contră foarte practic din punctul meu de vedere, care face lectura cumva mult mai interesantă pentru că o face mai sinceră. Cel puțin aceasta este impresia pe care mi-a lăsat-o mie. Să nu vă lăsați speriați de această carte foarte mare, pentru că este de la imprintul Musai și scrie destul de mare. Sunt povestiri scurte. Se citește destul de ușor și chiar a fost, din punctul meu de vedere, interesantă. Tot veni vorba despre proză scurtă. Am citit această carte pe care am primit-o la găsa poștală, Omul și umbra, de Oscar Lemnaru, fiind vorba despre un autor care a murit în anii 60, care a scris sci-fi. Și, așa cum am spus, sunt câteva povestiri aici foarte interesante. Nu pot să spun că mi s-au părut toate interesante, pentru că nu mi s-au părut. Unele dintre ele chiar mi s-au părut plictisitoare, dar a fost foarte interesant să văd ce fel de imaginație a avut acest autor, care a fost și traducător și ziarist. Am căutat eu câteva informații despre el. Din punctul meu de vedere, povestirile sunt mai mult spre un paranormal destul de soft și mai puțin sci-fi. Mi-am subliniat la final care au fost povestirile mele preferate: Ochii fugitei, Răzbunarea lui Gog, Omul care și-a vândut tristețea, asta mi s-a părut foarte interesantă, și, bineînțeles, și ultima, Omul și umbra. Omul care și-a vândut tristețea este de altfel și cea mai lungă din această colecție și este vorba despre un bărbat care
face un pact cu diavolul care îi fură tristețea, practic. Și iată că se desfășoară viața numai în fericire și în râsete și bineînțeles că nu se termină deloc bine. Dar a fost o perspectivă foarte, foarte interesantă și mă bucur că am citit-o. Sigur că am ales-o pentru că era destul de scurtă și mi-am dat seama că am timp să o citesc până la finalul acestei luni. Ultima carte din această lună se numește Moștenirea și este scrisă de Cynthia Dupree Sweeney. Și pe aceasta am primit-o la căsuța poștală și aveam nevoie de ceva care să mă scoată puțin din tot ce v-am prezentat eu până acum. Aveam nevoie de ceva destul de modern, nu știu dacă pot să spun neapărat light, pentru că nu este deloc o carte light. Și ce mi place foarte mult este că avem o carte cu multe personaje. Și fiecare personaj este foarte bine construit. Fiecare dintre ei are câte o poveste care cumva se leagă de această familie Plum, despre care aflăm mai multe informații, fiind vorba despre 4 frați, 2 băieți și 2 fete. Mai place și faptul că sunt oameni normali, nu se întâmplă ceva spectaculos cu ei, pur și simplu tatăl lor a muncit foarte mult și a pus deoparte o anumită sumă de bani în fiecare lună pentru ei, ajungându-se din întâmplare la o sumă considerabilă pe care urma să o primească fiecare dintre ei atunci când cea mai mică Melody urma să împlinească 40 de ani. Aceasta a fost condiția tatălui lor, care între timp s-a și stins și din câte am înțeles eu, se ajunsese undeva la jumătate de milion de dolari pentru fiecare. Însă, din păcate, fix cu un an sau 2 ani înainte să se împartă această moștenire, unul dintre copii, Leo, cel mai în vârstă, face accident în timp ce era beat drogat la volan, alături de o chelneriță foarte tânără de 19 ani pe care tocmai o agățase de la o nuntă, deși era căsătorit, și mama lor, care era o mamă execrabilă și foarte, foarte distantă, hotărăște să folosească acești bani din moștenire ca să-l scoată pe Leo, pe fiul ei, din belea, plătind-o pe tânăra respectivă care și-a pierdut un picior pentru tăcerea ei. Și nu a considerat că trebuie să facă treaba asta cu banii ei, pentru că și ea și soțul ei actual, cel de-al doilea de altfel, erau destul de înstăriți. Așa cum am spus, fiind o mamă foarte rece și dezinteresată, a considerat că cel mai bine este să ia din banii fraților, pentru că de ce să nu se ajute frații între ei? Și mi se pare că se pune în discuție o temă și o dilemă morală foarte interesantă, pentru că fiecare dintre frați totuși erau oameni adulți. Fiecare aveau nevoie de acești bani și probleme financiare destul de mari. S-au bazat pe această moștenire mulți dintre ei toată viața lor. Și iată că acum ajunseseră undeva la 10%, fiecare primea câte 50.000. Pentru că majoritatea banilor au fost folosiți, așa cum am spus, pentru a-l scăpa pe Leo de probleme. Jack deținea un magazin de antichități și era deja pe butuci, făcuse foarte multe împrumuturi la bancă. Cea mai tânără Melody avea 2 fete gemene în vârstă de 16 ani care urmeau să meargă la facultate, la universitate, și știm că în America e foarte, foarte scumpă universitate privată. De asemenea, avea probleme pentru că trebuia să-și plătească ipoteca la casă. Beatrice era scriitoare și își dorea foarte, foarte tare să facă lucrul acesta, dar din păcate au fost multe situații care n-au ajutat-o în viață. Iar Leo, cel mai mare și de altfel cel mai de succes până atunci, avusese o companie media pe care o vânduse. Bineînțeles că având foarte mulți bani, s-a pierdut undeva pe drum. S-a căsătorit cu o tânără care la divorț după acest accident i-a păpat absolut toți banii. Iar acest Leo este un personaj groaznic, sincer, pe care nu pot să-l suport. Un om manipulator și atât de egoist, pentru că avea bani puși deoparte și secreți, pentru că soția lui nu știa de acești bani, așa că n-a putut să-i ia la divorț. Dar nu i-a folosit ca să-i răsplătească pe frații lui pentru ajutorul primit. I-a ținut secret în continuare și a încercat să-și facă el, practic, ceva, să-și pună o altă afacere
alături de fostului partener, care nu a mers foarte bine pentru că fostului partener n-a vrut să aibă nimic de a face cu el. Și sunt, așa cum am spus, foarte multe personaje și lucrurile se întețesc și la final fiecare poveste este cumva așa legată de a celeilalte. Discută și despre alte situații, avem mai multe personaje gay, la un moment dat se duce în discuție despre un personaj care și-a pierdut soția în atacurile din 11 septembrie din America și, mă rog, se discută despre obiecte de artă, sunt multe, multe lucruri puse în discuție, despre companiile media, așa cum am spus, condiția de scriitor, condiția de mamă, pentru că Melody era o mamă foarte implicată, de fapt era o mamă obsedată aproape de fetele ei. Sunt multe astfel de situații care mie chiar mi s-au părut interesante. Iată o dramă de familie și trebuie să vă spun că parcă am mai avut eu un clip legat de familii disfuncționale. Cred că am mai avut un clip legat de familii disfuncționale. O să încep o listă să mai fac și partea a doua, pentru că îmi plac foarte mult cărțile astea. Mi se pare că învățăm multe lucruri din ele. Dragilor, acestea au fost lecturile lunii octombrie, plus cele 6 cărți Millennium vechi pe care le-am recitit. Pentru prima oară în viață am recitit nu doar o carte, ci o serie întreagă. A fost o experiență foarte interesantă, dar foarte grea, pentru că eu în timpul acesta trebuie să citesc pentru celelalte clipuri. Bineînțeles, trebuie să am mereu ceva pregătit pentru voi și știam că o să-mi ia destul de mult să le citesc. Nu mă așteptam să-mi ia atât de mult să le citesc. Tocmai de aia sunt destul de mulțumită de cum am descurcat luna aceasta, ținând cont de faptul că a fost destul de greu. Norocul meu că a fost o lună lungă și că am reușit să recuperez, așa cum am spus, 13 cărți în total, pentru că acesta este răspunsul corect. Asta este. Nu știu dacă se pun și cărțile pe care le-am recitit, dar nu o să mai repet curând experiența aceasta. Sigur, peste câțiva ani am să recitesc toată seria Cimitirul cărților uitate de Carlos Ruiz Zafón. Acolo sunt doar 4 cărți, dar ultima este foarte, foarte mare. Până una alta, vă mulțumesc foarte mult dacă ați rămas alături de mine până la final. Vă rog să-mi spuneți dacă v-a atras atenția vreuna dintre cărțile menționate, dacă ați citit vreuna dintre cărțile menționate și dacă da, ce părere ați avut. Voi ce ați citit luna aceasta, cum v-a mers, e mai bine acum că e mai răcoare, vreau să știu, haideți să discutăm ca de obicei în comentarii. O să vă las în descriere toate cărțile menționate în cazul în care vreți mai multe informații. Tot acolo veți găsi și link către celelalte rețele de socializare. Apropo, mă tot țin să zic și uit, mi-am făcut și eu TikTok, în cazul în care am privitori mai tineri, puteți să mă urmăriți pe TikTok, Ștefania Istrate, mă găsiți voi, este aceeași poză pe care o am peste tot, o experiență cu totul și cu totul nouă, încerc să nu petrec foarte mult timp acolo, mai puțin atunci când postez. Tot în descriere veți găsi și adresa căsuței mele poștale în cazul în care vreți să-mi trimiteți ceva. Mulțumesc mult de tot tuturor persoanelor care mi-au trimis cât un pachet, pentru că chiar înseamnă foarte mult pentru mine faptul că ați făcut acest efort și că v-ați gândit la mine. Și de asemenea găsiți și link unde puteți deveni membri ai canalului, unde veți găsi conținut exclusiv și, bineînțeles, vom da startul de luna aceasta clubului de carte pentru membri. Abia aștept să discutăm acolo mai multe detalii. Să aveți o zi, o seară super, super bună. Ne auzim în comentarii. Pupi, pa!